În conformitate cu hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea numărul 180/2010, se interzice plimbarea pe domeniul public a câinilor de companie, fără ca proprietarul acestora să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice ale animalelor, respectiv mătură, făraș și pungă de unică folosință sau pungă și mănuși de unică folosință. Amenzile pentru nerespectarea acestei obligații, majorate prin hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, numărul 371/2019, pot ajunge până la 1000 de lei. Reprezentanții administrației locale precizează că aceleași obligații revin și celor care își duc câinii în cele două spații destinate plimbării fără lesă acestor animale, investiție finalizată în luna martie acestui an pe Bulevardul Pandurilor din cartierul Ostroveni.